Plecând din gara din Sinaia, imediat urcăm scările pietruite care duc către centrul orașului, respectiv către parcul Dimitrie Ghica din Sinaia, unde găsim o bijuterie arhitecturală. Cazinoul din Sinaia. Clădirea este construită la inițiativa regelui Carol I în anul 1912, construcția turnând doar un an. Cazinoul din Sinaia a avut ca arhitect pe Petre Antonescu, acționarul principal fiind baronul de Marche, care era și acționar la cazinoul din Monte Carlo. Cazinoul era o super atracție în perioada interbelică. Deschiderea, celebrându-se cu un recital la pian, ținut de către nimeni altul decât muzicianul George Enescu. La sfârșitul anilor 1940, atunci când au venit comuniștii la putere, la cazino nu se mai juca. În prezent, cazinoul este centrul de conferințe internațional.